Bine v-am regăsit, dragii mei, în centrul atenției. Sunt Bogdan Papacostea, discutăm și astăzi cele mai importante evenimente, însă nu doar ale acestei zile, ci cele mai recente evenimente importante. E vorba mai ales despre războiul de cuvinte dintre București și Moscova. O ciudățenie, o aberație în peisajul diplomatic româno-moscovit, pentru că până acum înțepăturile au fost mai degrabă discrete. Astăzi, așa cum v-am promis încă de ieri, avem un invitat special. Un invitat pe care l-am remarcat în momentul în care domnul Cuzmin, excelența sa Cuzmin, ambasadorul Federației Ruse la București, a fost prezent în Constanța, mai precis la Universitatea Andrei Șaguna. Acolo, în fața tuturor celor care au dorit să fie prezenți, ambasadorul Cuzmin a avut o retorică mai degrabă agresivă, o retorică de-a dreptul nepoliticoasă, dar din public, din partea celor care de altfel au organizat întâlnirea, doamna prorector Andra Seceleanu i-a aplicat ferm și politicos un uppercut de dreapta lui Cuzmin, astfel încât discuția a balansat aproape total în favoarea părții române. Mi-a plăcut intervenția doamnei profesoare, așa că astăzi am invitat-o în studio. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Este, o spun din nou, o aberație în peisajul diplomatic româno-rus. Până acum înțepăturile au fost mai degrabă la un nivel subversiv, pe sub gard, pe lângă gard. De data asta însă războiul cuvintelor este pe față și auzim dinspre partea rusă intervenții care până acum nu păreau posibile. Inclusiv purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse vorbește despre faptul că politicienii români nu sunt capabili să aibă un plan al lor de acțiune și doar plagiază un cuvânt important, eventuale idei care vin evident din Occident. Un cuvânt cheie, plagiat, și o atitudine, să spunem, cel puțin ciudată a părții ruse. Spun ciudată pentru că atitudinea rusofobă a politicianului român de până în acest moment nu este o surpriză. Strategia de apărare proaspăt scoasă de președintele Iohannis menționează însă, e adevărat, ceva mai îngroșat, faptul că Rusia este țară ostilă, stat ostil. Acum vă întreb pe dumneavoastră, pentru că sunteți conectată la acest gen de discuții. Este Rusia un stat ostil sau e doar un joc de cuvinte toată povestea? Acum, depinde cum privim lucrurile. Adică este foarte importantă perspectiva și contextul. Evident că a crescut nivelul declarațiilor, nivelul beligerant al declarațiilor. Dar dacă privim din perspectiva statului român, aș spune că această creștere a agresivității Rusiei în limbaj, depășirea limbajului diplomatic, pe care l-a anulat de multă vreme, aș spune că este un succes. Faptul că pentru prima dată în Strategia Națională de Securitate apare scris negru pe alb că Rusia reprezintă, poate reprezenta o problemă de securitate, asta înseamnă că România și-a asumat un rol strategic, un rol foarte important în zona Mării Negre. Un rol pe care România a așteptat de mult timp să-l joace. Deși România pare să-și fie asumat la modul pragmatic, practic, de mai multă vreme acest rol, scutul de la Deveselu, bazele NATO, Cogălnicianu. Sigur că toate aceste elemente au fost un fenomen în creștere. În momentul de față, clar, evident, având consultări cu partenerii și NATO și Statele Unite și Uniunea Europeană, ne-am permis să ne asumăm acest rol foarte important. Evident, din perspectiva Rusiei, nu este foarte potrivit nici momentul și nici repercursiunile acestui gest. Pentru că asta va însemna automat o creștere a prezenței NATO, o creștere a prezenței forțelor Statelor Unite în teritoriul românesc. Ceea ce este bine pentru noi nu este foarte bine pentru Rusia, care de altfel ne asigură, după cum știți, că este țară prietenă, că nu are niciun fel de intenții agresive împotriva noastră. Ca să-i citez, nimic nou pe frontul de vest. Lucrurile sunt într-o dinamică accelerată, aș spune, pentru că interesele Rusiei în Uniunea Europeană nu sunt noi.
Și evident că vorbim despre o schimbare de paradigmă, vorbim despre o schimbare a ordinii mondiale. Și cred că dezechilibru de forțe a început odată cu crearea Uniunii Europene și extinderea acesteia treptat către Est. Deja este o modificare de status quo. În momentul în care am avut acel episod, Ucraina, în 2014, episod șocant pentru Uniunea Europeană, nu se aștepta nimeni să se întâmple așa ceva. De fapt, a fost un răspuns agresiv al Rusiei la intențiile de extindere a Uniunii Europene. Vorbeam despre Moldova, vorbim despre Moldova, Ucraina, Azerbaijan, Georgia, țări care erau deja în zona de preaderare, primeau deja fonduri foarte multe, foarte importante pentru democratizare, pentru implementarea valorilor europene. În momentul ăla, cu 2014 s-a oprit din integrare. În momentul ăla, exact. S-a oprit procesul, a stagnat. Nu știm când se va relua și cum se va termina. Noi românii, ar trebui să ne temem de ruși realmente, de Federația Rusă, sau este doar o teamă ancestrală, o teamă rămasă în ADN-ul românesc după evenimente istorice totuși recente? Este Rusia un inamic, așa cum o prezintă strategia de apărare a președintelui, sau nu este un inamic? Rusia poate deveni un inamic. În acest context. Are potențialul de a deveni un inamic mai mare decât Ungaria, de exemplu. Evident. Dar, repet, jocurile Rusiei în Uniunea Europeană sunt vechi, doar că în ultima perioadă sunt accelerate, atâta tot. Doar dacă ne referim la războiul informațional. Știm foarte bine că Rusia joacă și se implică foarte puternic în alegerile europene. De la alegeri pentru europarlamentare până la alegeri în diverse state. Știm foarte bine că Rusia finanțează partide naționaliste sau lideri eurosceptici. Știm foarte bine că avem o fabrică de troli care aruncă pe piață informații false, dezinformări. Este un joc. Pe de altă parte, Rusia pare să fi devenit și dușmanul global, pentru că vedem și în Statele Unite. Orice eveniment care nu are o explicație evidentă este pus pe seama Rusiei. Rușii au influențat, rușii au făcut, rușii... Se pare că rușii ăștia sunt mai puternici decât bunul Dumnezeu. Și invers, se întâmplă exact și invers. Și rușii spun că Statele Unite sunt de vină pentru orice. De fapt, vorbim despre o reașezare, repet, a ordinii mondiale și Rusia și China încearcă să modifice ceea ce era până acum tradițional Statele Unite, marea putere. Jocurile sunt foarte importante și sunt nu doar jocuri de putere, sunt jocuri economice. Vorbim de partea energetică și știm bine că Rusia și China s-a aliat pentru a lua supremația în partea de nord. Sau atât cât se poate în orice. Se poate în orice. Energie și în finanțe și în orice se mai... Noi însă suntem, am această impresie, totuși un jucător mai degrabă neimportant. Dar pe teritoriile jucătorilor neimportanți se joacă marile meciuri între jucătorii importanți. Asta e paradoxul. Bombele nu sunt aruncate de țările inamice pe teritoriile țărilor inamice, ci pe teritoriile aliaților, aia mai micuți și mai puțin importanți. Noi parcă mergem în direcția asta cu o inocență veselă și care ar trebui poate să devină ceva mai sceptică și mai atentă. Pe noi depinde de context. Pe noi ne avantajează sau ne dezavantajează poziția geopolitică. Ne dezavantajează pentru că suntem în zona Mării Negre, care în momentul de față este o zonă conflictuală, cu potențial de creștere a conflictului. Ne avantajează pentru că altfel am fi fost poate banali. Să zic, ne băgați în seamă, n-am fi reușit să ieșim. Așa, plictisiți în istorie. Plictisiți, da. Lăsați să ne ocupăm doar de ale noastre, de agricultură. Deci, repet, depinde perspectiva.
poate să fie un lucru bun și dacă privim din perspectiva fondurilor pe care putem să le atragem și a infrastructurii de care o să ne bucurăm, pentru că dacă n-am reușit noi să o facem, poate că o să ne facă forțele aliate, că este nevoie. Deci depinde cum profităm de aceste jocuri. Deci depinde de inteligența factorului politic românesc, evident, pentru a se plasa unde e mai bine pentru toți românii, nu doar pentru, să spunem, protipendadă. De altfel, în România e un lucru evident, în momentul în care spui despre un politician că este un hoț, un nenorocit, un mincinos, nu-l atinge politic. Dar dacă spui că e omul rușilor, l-ai terminat. Apropo de felul în care este percepută Rusia la nivel inclusiv politic, dar și la nivelul alegătorului în România. Am vorbit despre ambasadorul rus în România. Haideți să-l vedem într-un clip foarte scurt. Poate și telespectatorii noștri vor să facă cunoștință, să-l vadă vorbind. Omul este extrem de bun, are o retorică impecabilă. Din păcate însă e un automat, pentru că el nu vorbește despre propriile sale opinii, nu are o prezență personală. El este doar masca lui Vladimir Putin. Am spune justificat că doar ăsta e rolul lui. Și totuși, parcă am vrea noi, învățați cu ceva mai multă civilizație, vrem să vedem și omul din spatele discursului, nu doar discursul oficial. Dar haideți să ne delectăm, cu ghilimele de rigoare, nițeluși, cu excelența sa Cuzmin. Thank you for accepting the interview, Mr. Ambassador. I would first like to talk to you about Romanian and Russian relations. Because recently there has been a delegation from the Russian State Duma in Romania visiting. How are the relations right now between the two countries? Well, it's a very good question, Dom Alexander. I am as well glad to see you here and to discuss this agenda of our bilateral relations. We believe, and it is not only my opinion, but opinion of the members of the delegation of the State Duma, it is a delegation representing a group of, parliamentary slang, all of them, they are called groups of friendship. That yes, means yes. Group. Visit was a success, in particular, at the background of absence of such visits for a number of years, as a first step to re-establish channels of communication, to re-establish parliamentary dialogue. And generally, parliamentary diplomacy still plays a rather important role in international relations. As far as you are interested in the state of our relations in a wider framework, not only in the parliamentary framework format, as far as I can judge by your question, I can tell you that our relations, unfortunately, for a number of years, I'm staying here, could be described by a formula invented by my one of my colleagues with whom we served in the Middle East for decades and decades in the early stage of my career. He said the relations could have been better. For reasons I believe quite clear for you, what could be added, I believe that with the reciprocal political will on both sides, this situation could be improved. I can't say that, and nobody expects that all differences in the positions of Moscow and Bucharest could be ironed easily and brushed away. No, but with the reciprocal political will, we could make our relations healthier, less loaded with unfriendly rhetorics, without any harm, without any breach of commitments, for example, of Romania as a member of NATO alliance or European Union. And of course, more pragmatic. In this regard, I would say that pragmatism pushes its own way, even in spite of sometimes failing efforts of politicians. As far as we have very convincing argument in this regard, for the third year, 2019, we expect, of course, it is still
an evaluation. It is not the final figure, but we expect that this year, the year that that is ending, will have the same high volume of bilateral commercial turnover of about $5 billion. I am sorry, we still count in dollars, but now the exchange rate gives you easy formula to calculate it in euro. L-ați văzut așadar pe excelența sa, domnul ambasador Kuzmin. E o întrebare bună. Cum a ajuns ambasadorul Federației Ruse în București la Universitatea Andrei Șaguna din Constanța? A fost un semn de întrebare, din punctul meu de vedere, o acțiune curajoasă a universității, care s-a dovedit un factor de echilibru al dialogului, pentru că zona rusească e una foarte periculoasă, așa cum am spus despre politicieni. La fel se poate spune despre orice sau oricine altcineva, că este al a rușilor și atunci e compromisă. Cum a reușit Universitatea Andrei Șaguna să intre în această combinație reușită în final, dar atât de riscantă? N-am solicitat-o noi. Solicitarea a venit din partea ambasadei. Nu am fost prima universitate contactată și nu am fost nici prima universitate care a acceptat invitația. Ne-am gândit foarte mult dacă să răspundem da sau nu la această invitație și până la urmă am realizat că ceea ce este cel mai important pentru mediul academic este să vadă, să ia direct legătura cu ceea ce înseamnă propaganda. Să înțeleagă mediul al academiei și în special studenții, că este foarte important să treci prin filtrul propriu al gândirii, mesajele pe care le primești, indiferent de persoana de la care primești mesajul și de contextul în care primești mesajul respectiv. Așadar, un context, să spunem, aproape oficial și o persoană cât se poate de credibilă. Domnul ambasador este foarte credibil. Exact. Și cu o retorică de nepătruns. Mie mi se pare caz de școală de comunicare, adică are toate elementele de propagandă, manipulare și o rezistență extraordinară, ați văzut, la provocări. Reușește să-și mențină linia, chiar dacă este departe de logică, dar reușește să o departe de logică, de adevărul istoric și de bunul simț în general, dar, într-adevăr, uluitor. Uluitor. Caz pentru școală, e adevărat. Același Kuzmin a declarat acum, de curând, cu ocazia conflictului din cuvinte despre care vorbeam, că, de fapt, adevărata libertate de exprimare este în Rusia și că în restul Europei, în vest, cum se exprimă ei, abia acolo există cu adevărat o presiune la adresa liberei exprimări. Pe mine m-a umflat râsul când am citit această afirmație, dar asta ne dovedește mie, dumneavoastră și telespectatorilor, cât de departe de realitate poate să meargă discursul oficial. Da, foarte departe de realitate, dar dacă ne gândim cât de mult succes au dezinformările pe care Rusia reușește să le facă nu doar în Europa, te întreb până la urmă dacă această dezordine informațională, acest surplus de informații, faptul că nu mai avem un filtru prin care să reușim să trecem toate aceste informații, să realizăm ce este bun, ce este corect, ce este rău, realizez că totuși este un succes. Mă gândeam acum, urmăream că această pandemie nu a făcut decât să genereze o accelerare până la urmă a dezinformării și a propagandei și a manipulării și a minciunilor aruncate în spațiu public de către Rusia și China, care au ca scop principal să demonstreze cetățenilor europeni, pentru că acolo este principala lor țintă, că statele sunt slabe, că sistemul sanitar nu face față pandemiei, că nu sunt în stare să îi ajute, că sunt singuri pe lume, că Uniunea Europeană nu și are că, cum să îi apere. În general, comunitatea europeană este mai slabă decât statele separate. Da, și mai slabă, evident, decât China și decât Rusia. Și să ne aducem aminte că Rusia s-a oferit chiar
să vină cu ajutoare în țări din Uniunea Europeană, să-i ajute în condițiile de pandemie. Deci, lucrurile astea se întâmplă. Teoria analistului politic Arman Goșu, care e specialist pe problemele Federației Ruse, este că în acest moment Moscova pregătește un... E vorba de propagandă, de fapt, aici. Pregătește alegeri, pregătește un referendum, mai precis, în care se pune în discuție schimbarea Constituției, ceea ce ar permite lui Vladimir Putin să stea la putere încă 12 ani după 2024. Ori Putin are nevoie pentru a-și atrage simpatia, pentru a-și crește simpatia în rândul alegătorilor, de un adversar. Iată adversarul perfect, România. Până acum, retorica belicoasă a existat mai mult sau mai puțin vizibil și din partea României spre Rusia și invers. Numai că, de data aceasta, nivelul e cumva altul. Se pare că asta este explicația. Cel puțin asta ne transmite Arman Goșu. Poate fi, dar nu cred că este singurul motiv pentru a modifica, pentru a-și atrage simpatia rușilor, are nevoie de ceva mai mult decât asta. Și cred că războiul nu este doar cu România, războiul este cu Uniunea Europeană. Cu siguranță, Uniunea e doar un element dintr-o simfonie. Eu cred că Putin o să reușească să-și modifice Constituția. Sigur că are ca exemplu de urmat pe prietenul lui din China, președintele Chinei, care s-a declarat președinte pe viață, a rezolvat și asta. Până la urmă, așa cum știm, democrațiile sunt slabe, dictaturile sunt puternice. Corect. Din păcate. Probabil că da, își va îndeplini planurile cu prețul unor adversari căzuți de pe la etajul 20 sau așa cum am văzut că li s-a întâmplat unor sărmani doctori care au îndrăznit să ridice puțin covorul de pe mizeria COVID din Rusia. Da, asta pare să fie, deși are logică ce spune Arman Goșu. Noi rămânem însă cu problema rusă în permanență, în coasta noastră. Trebuie să o spunem însă, în timp ce motoarele Europei, de exemplu Germania, își permit o colaborare, așa cum spunea ambasadorul Cuzmin, pragmatică cu Rusia. Noi ne războim mai în declarații, mai comercial, dar Germania are o extraordinară colaborare comercială și poate chiar politică cu Rusia. Na, cred că asta este o dorință a Rusiei și o exagerare. Sigur că a existat un diferent de opinie între Trump, între Statele Unite și Germania pe subiectul energetic, dar nu se va ajunge acolo niciodată, adică Germania nu va deveni un partener al Rusiei, asta este clar. Cert este însă că fostul cancelar al Germaniei, care acum sau o mai fi sau nu șef pe la Gazprom, și Angela Merkel o așteptăm și pe ea, probabil se încălzește în centrul terenului ca să iasă pe margine. Evident că Rusia a folosit acest element și era normal, da, era normal să-l folosească, adică ea a venit cumva la mână. Lucrurile, v-am spus, se schimbă și atunci când vorbim de modificări ale ordinii mondiale, nici nu știm, de fapt, ce înseamnă politica viitorului. Pentru că totul este foarte tehnologizat și pentru că se pare că multe decizii politice sunt luate de mari magnați ai social media. Exact. Lucrurile sunt foarte volatile. Nu se mai face nimic, politica nu mai este în stilul clasic, în stilul pe care noi îl cunoaștem. Nu mai este o democrație clasică, unde demosul alege, pentru că demosul e ales, din păcate, sau e foarte, foarte interesant decizia lui Trump, apropo de Twitter și faptul că a luat o decizie în privința rețelelor de socializare. Nu știm cum va merge mai departe și dacă și Europa și restul lumii va îmbrățișa acest tip de restricții, îl consideră unii. Dar în continuare Rusia va juca un rol important în zona tampon până la urmă, pentru că Uniunea Europeană a devenit o zonă tampon între Statele Unite și Rusia, respectiv China, care își revendică
în poziția. Iar noi sperăm ca români că în interiorul Uniunii Europene vom avea acea postură benefică, una care să ne aducă pe de-o parte beneficiile pragmatice și pe de altă parte să rămânem și cu postura de, nu-i așa, factor de echilibru sau știu eu ce, punte între, că s-a discutat la un moment dat inclusiv cu această imagine avută în vedere, puntea dintre UE și Federația Rusă. Da, sunt câteva scenarii, sunt vreo 4 scenarii care urmăresc relațiile Uniunii Europene cu Rusia pe următorii 20 de ani. Vreo 2 mi se par foarte optimiste, nu cred că o să se întâmple vreodată, dar într-unul din scenarii, da, România ar putea juca rolul acesta de tampon și de siguranță în zona Mării Negre. Noi să mizăm pe el, sperăm să fie un scenariu care se va putea realiza. O să trec la alt subiect, stimați telespectatori. V-am văzut, v-am cunoscut în cadrul oficial oferit de Universitatea Andrei Șaguna, al cărei prorector sunteți. Sunteți profesor, universitar, doctor, o prezență, din păcate, prea puțin vizibilă, pregnantă în spațiul media din Constanța. Și trebuie să o spunem, Universitatea Constanțeană, per ansamblu, nu are o prezență meritată în spațiul media. Sper să reparăm această lipsă. M-am interesat și Universitatea Andrei Șaguna este mai discretă decât s-ar cuveni. Acolo e o efervescență intelectuală și nu mă tem să spun asta. Sunt cenacluri, cluburi, discuții, studenții sunt implicați din ce am înțeles, profesorii la rândul lor. E o adevărată... E un cuptor acolo unde realmente se fac lucruri bune. Ce oferă Universitatea Andrei Șaguna? Cu ce vine în fața viitorilor posibili studenți? Aș începe prin a răspunde provocării pe care mi-ați aruncat-o. Dacă universitatea nu este vizibilă în spațiu public, este vina universității. Evident, nu a publicului. O știre nu este știre dacă nu este cunoscută. Și probabil că ar trebui să fim mult, mult mai deschiși către comunitatea externă, deci extramuros, nu intramuros. Ce încercăm noi să oferim este să ne axăm pe calitate și, sigur, poate pare un cuvânt pompos pentru că a fost folosit des educația centrată pe student. Dar, de fapt, chiar asta face. La toate specializările noastre și avem în general specializări pe care le racordăm la piața forței de muncă. Nu ne place să școlim șomeri, oameni care n-au cum să-și găsească locul de muncă și ăsta este un indicator foarte important pentru noi. Plecând de la psihologie, la științe economice, management, marketing, finanțe, administrație publică, drept și altele. Așadar, o ofertă completă și actualizată. O ofertă completă și actualizată și atent racordată la piața forței de muncă europeană. De ce? Pentru aveți că proiecte europene? Avem foarte multe proiecte europene. Am fost deseori lăudați pentru internaționalizarea pe care am reușit să o realizăm, că vorbeam de zona de est. Acolo ne-am făcut foarte multe proiecte. Moldova, Azerbaijan, Georgia. Sunt studenți dornici să meargă acolo sau dornici să vină încoace? Evident că fluxul întotdeauna este de la est către vest. Albania, Turcia și nu numai, și vestul Europei. Sunt proiecte mari și proiecte cu care ne mândrim. Este foarte important pentru studenții noștri să ia legătura, să înțeleagă elemente de cultură și de educație din cât mai multe zone. Și de ce spun că ne racordăm totuși la o piață a forței de muncă europeană? Pentru că locurile de muncă nu mai sunt lângă noi, așa cum eram obișnuiți. Nu terminăm o facultate în Constanța ca să muncim în Constanța. Știți foarte bine că fluxul tinerilor lumea din Constanța e deschisă. Este foarte mare. Pe ei așteaptă și suntem foarte mândri că mulți dintre studenții noștri lucrează afară deja. Evident, programul Erasmus este un program care a ajutat
foarte mult pentru această uniformizare și suntem în permanență în contact cu noile cerințe, pentru că și această pandemie a ajutat nu doar Uniunea Europeană să-și refacă targeturile educaționale, ce așteptăm noi de la studenți, dar a impulsionat și Ministerul Învățământului să modernizeze lucruri care erau de modernizat. Și aici mă refer la digitalizare, care a venit peste noi și ne-a obligat așa peste noapte să o facem. Cum a fost procesul? Dureros sau mai lin decât s-ar fi așteptat comunitatea profesorilor mai lin, ales? Pentru comunitatea profesorilor nu era o problemă. Erau deja obișnuiți cu aceste tipuri de platformă. Lucrăm în proiecte internaționale, le folosim, adică este mult mai ușor să participi la conferințe folosind tehnologia decât să te duci, nu știu, mii de kilometri undeva. Pentru studenții a fost un pic mai greu și a fost mai greu în principal datorită problemelor economice. Pentru că nu toată lumea are acces la un calculator performant, nu toată lumea are acces la internet și trebuie să avem grijă să înțelegem că educația este pentru toată lumea. Și vorbim despre incluziune până la urmă. Sună foarte bine ce spuneți și în concordanță cu ce am reușit să aflu despre Universitatea Andrei Șaguna. Felicitări! Mai vreau să fac o precizare. Întotdeauna evenimentele noastre sunt publice. Adică oricine poate să participe la un eveniment. Chiar pe care, astăzi, am înțeles, a fost un eveniment ceva mai oricine, devreme. Da. Deci ușa este deschisă, porțile sunt larg deschise pentru orice activitate, inclusiv pentru biblioteca universității. Avem și niște colecții speciale. Foarte interesant. Și sunt accesibile publicului. Vorbeam de evenimentul de astăzi, care da, a fost un eveniment emoționant. O lansare de carte? O lansare de carte, de memorii a unui prorector de onoare în momentul de față. El a ieșit la pensie din 2010 de la universitate, în continuare activ, slavă Domnului. A fost multă vreme și procuror general în Constanța și a scris o carte de amintiri. M-a impresionat cât de multă lume a venit să-l vadă și cât de mult și-a pus amprenta asupra unor generații până la urmă. Foarte frumos și trebuie să răspund și eu, stimaților telespectatori, că am participat la două lansări de carte, la doamna Anca Bulbă, Terapia cu ajutorul calului, și la domnul Anghel Ilie Grădinaru, o carte despre psihodiagnoza personalității pentru angajați, pentru angajatori, foarte, niște cărți foarte bune. O spun din nou, chiar momente importante în viața intelectuală din Constanța. Deși când spui viața intelectuală și Constanța, parcă nu se prea potrivesc. Avem o problemă în această privință. Nu cred că este vina constanțenilor. Nu e vina nimănui, este doar o realitate pe care încercăm să nu o luăm ca atare. Cred că trebuie făcut mai mult și mai mai consecvent. Consecvent, da. Doamna profesor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune în fața telespectatorilor. Eu vă mulțumesc pentru invitație, a trecut timpul foarte repede. Sper să ne revedem curând și aș vrea la următoarea întâlnire să discutăm despre un mugure de subiect care a apărut astăzi. E vorba despre politica viitorului. Pentru că viitorul pare să fi venit peste noi abrupt, mai repede decât am fi vrut, și cred că o discuție pe tema asta ar fi de mare interes pentru toată lumea. Vă mulțumesc încă o dată. Da, și eu. Dragii mei, luăm acum o scurtă pauză de publicitate, revenim într-un minut și ceva cu subiectele zilei de astă dată. Dragii mei, singur de această dată, mai precis cu dumneavoastră, 0341402233, un număr de telefon care vă stă la dispoziție. Exprimați-vă, această emisiune vă dă posibilitatea să ieșiți din rolul de telespectator pasiv și să vă transformați într-un agent activ, adică într-o persoană care își exprimă punctul de vedere dacă și când poate. Iată vești bune
Pe lângă faptul că a fost prelungită starea de alertă cu 30 și vești bune, guvernul a decis scutirea domeniului Horeca de plata impozitului pentru 90 de zile. Industria de păcănele mai are de așteptat? Dacă s-ar desființa, poate ar fi chiar mai bine. Antreprenorii care au afaceri în domeniul Horeca vor fi scutiți de plata impozitului pentru o perioadă de 90 de zile. Se arată în proiectul de ordonanță adoptat astăzi în ședință de guvern. Acesta a fost adoptat însă fără prevederile care vizau industria jocurilor de noroc. Măsuri ce au fost criticate de PSD și USR în aceste zile. Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități potrivit legii numărul 170/2016, privind impozitul specific unor activități pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile, se arată în documentul publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe. Mai sunt scutiri și pentru administratorii de plaje. Cei care au obligați la plata unor taxe în 3 tranșe sunt scutiți de una dintre aceste tranșe, iar cei care erau obligați la 2 tranșe sunt scutiți de 30% din suma datorată. Iar păcănelele sunt scoase din schema de ajutor după criticile PSD și USR. Din proiectul menționat au fost scoase prevederile care vizau afaceri legate de jocuri de noroc. Ionel Danca a confirmat că acestea vor fi rediscutate într-o altă ședință de guvern. A fost o propunere aflată în primă lectură, urmează să se analizeze într-o ședință de guvern ulterioară modul de aplicare al acestor măsuri. Dar și aici se impune o precizare, vorbim despre facilități pentru unii operatori economici pentru perioada în care aceștia au avut activitatea întreruptă parțial sau total pe perioada stării de urgență. O spun din nou, poate că ar fi bine ca păcănelele să dispară, pentru că probabil așa ar trebui să se întâmple într-o țară civilizată. Dar mergem mai departe cu în ceea ce pare să fie începutul unei vești bune. Senatorii au adoptat astăzi proiectul de lege inițiat de ALDE, Pro-România și UDMR, care anulează amenzile date românilor în perioada stării de urgență. De asemenea, inițiativa prevede returnarea banilor celor care au plătit deja sancțiunile aplicate de autorități. Asta în Senat. Mai trebuie să își dea acordul și Camera Deputaților, deci nu vă grăbiți și nu vă bucurați înainte de vreme. Cu 90 de voturi pentru, un vot împotrivă și 39 de abțineri, proiectul de lege anulează practic toate procesele verbale de contravenție emise în baza articolului 28 din Ordonanța de Urgență 1. E vorba de amenzile mari cuprinse între 2.000 și 20.000 de lei și declarate neconstituționale de către CCR în luna mai. O altă prevedere stipulează ca în urma solicitării să se returneze integral sumele achitate de contravenienți, iar cei care nu au plătit încă amenzile primite nu vor mai fi obligați să o facă. Totuși, proiectul de lege prevede că rămân valabile amenzile date pentru încălcarea măsurilor de izolare la domiciliu și carantină, precum și cele aplicate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Proiectul merge la Camera Deputaților. Sunt așadar și excepții. Atenție, o spun din nou, nu vă grăbiți să vă bucurați. Și mergem mai departe. După cum bine știți, guvernul a hotărât să dea niște zeci de milioane de dolari către presa din România pentru a o susține în perioada de pandemie. Iată un titlu foarte interesant pe g4media.ro. Mari moguli de presă au luat partea leului din banii contribuabililor. Sumele uriașe date de guvernul Orban către presa controlată de Voiculescu, Ghiță, Radu Budeanu, Dan Andronic și Bogdan Chireac. Îi cunoașteți pe toți, mai ales pe ultimul. Grupul Intact, controlat de familia Voiculescu, va lua cea mai mare felie din campania de informare prin intermediul căreia guvernul sprijină presa, peste 3,3 milioane de euro pe durata celor 4 luni de campanie. Banii vor ajunge la, mă rog, părți din grupul Intact. Grupul Pro are în jur de 1,8 milioane. La online, cei mai mulți bani, jumătate de milion de euro, pentru cele 4 luni, se duc către grupul lui Radu Budeanu prin 2 firme care are site-urile ProSport, pagina și Gândul și Cancan și Capital.ro. Antenele au obținut cea mai mare sumă pentru campanie, peste 1,7 milioane la Antena Group și 630.000 de euro la Antena 3. Așadar, este bine să știți și dumneavoastră unde se duc banii dumneavoastră. Dar mergem mai departe la hotărâri, decizii, cel puțin stranii, luate în Senatul României. Iată, asta este o absurditate. Orice referire la identitatea de gen a fost interzisă în școli și universități de senat, care este
cameră decizională. Inițiatorul amendamentului, un senator PMP, teolog, școlit în Statele Unite ale Americii. Senatul, cameră decizională a Parlamentului, a adoptat astăzi un proiect de lege inițiat de doi parlamentari PMP care interzice în școli, în universități și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale orice referire la identitatea de gen, a anunțat astăzi senatorul USR Vlad Alexandrescu. Concret, legea votată astăzi interzice în școli, citez, activitățile în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identității de gen, înțeleasă ca teoria sau opinia că genul este un concept diferit de sexul biologic și că cele două nu sunt întotdeauna aceleași. Asta este o prostie monumentală, pentru că studiile de gen, cum sunt numite, reprezintă o realitate intelectuală în cercetare la nivel universitar în toată lumea. Și genul, da, sau transgen, sau trans, cum mi se mai spune, ca realitate practică, fizică, în viața de zi cu zi, este de asemenea o realitate. Să vii și să interzici un cuvânt sau studii pe tema transgen, mi se pare realmente o prostie și probabil că universitățile ar trebui să protesteze, ar trebui să existe din partea comunității academice o reacție care să îl potolească, să-i potolească pe acești oameni veniți parcă, n-aș spune din evul mediu, că în evul mediu s-au inventat universitățile. Proiectul de lege a fost inițiat de senatorii PMP Lungu Vasile Cristian și Pașcan Emil Marius, iar amendamentul referitor la identitatea de gen îi aparține lui Vasile Cristian Lungu, absolvent al seminarului teologic din Zalău și licențiat apoi în psihologie specială în Statele Unite ale Americii la Loyola University, potrivit publicației sportulsălăjean.ro. Așadar, se introduce, dacă vreți, în universități și școli, o cenzură dură pe o temă care este totuși de actualitate importantă și care este temă de cercetare realmente. Asta vine la pachet cu refuzul senatorilor de a se face chiar și puțină educație sexuală în școli. Este aceeași pudibonderie, aceeași trăznaie, aceeași retardare intelectuală a acestor oameni care nu sunt capabili să se conecteze la prezent. Dar e un subiect întreg aici despre care poate vom mai discuta. Mergem mai departe, de data aceasta o știre bună. Senatul a adoptat astăzi, în calitate de for decizional, propunerea legislativă a USR privind înființarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, supranumită DNA-ul pădurilor. Legea a fost adoptată aproape în unanimitate, cu 119 voturi, un vot împotrivă și 11 abțineri de la UDMR, bineînțeles. De asemenea, s-au mai abținut și Călin Popescu Tăricianu de la ALDE, precum și senatorul Ion Simionca, tot de la ALDE. Cei de la USR au criticat faptul că maghiarii nu au votat actul normativ, subliniind că de-a lungul timpului au încercat să vâneze pădurile statului și au profitat în urma defrișărilor. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta? OSR transmite că votarea proiectului de lege înseamnă un moment istoric pentru combaterea infracționalităților de mediu din țara noastră. Prin înființarea DNA-ului pădurilor, Parlamentul arată că protejarea mediului devine o prioritate pentru România, a transmis OSR într-un comunicat de presă. Direcția, potrivit legii, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu se înființează în cadrul Parchetului General ca structură specializată în combaterea infracțiunilor împotriva mediului înconjurător și își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul României. Sperăm, nu-i așa, că o astfel de mișcare va duce în sfârșit la o restrângere a felului sălbatic în care sunt exploatate pădurile din România, având în vedere că România a rămas cam cheală, a cam rămas fără păduri, motiv pentru care se și întâmplă atât de multe cataclisme. Vedem că apele iau localități care până atunci fuseseră cumva protejate. Ne întrebăm de ce? Probabil că tăierile masive de păduri din România reprezintă unul din motive. Faptul că se înființează acest DNA al pădurilor este o măsură cât se poate de binevenită și care, desigur, era așteptată de cei mai mulți dintre români. Dar mergem mai departe, de data aceasta prin Dobrogea, pe lângă noi, și trebuie să spunem, orașul Ovidiu va avea plajă, un articol foarte frumos. În Ovidiu se întâmplă lucruri, se mută, se mișcă lucrurile. Iată, primăria Ovidiu este aproape de finalizarea zonei de promenadă, dar și a unui spațiu de recreere pentru toți locuitorii orașului.
Este vorba mai precis despre o plajă artificială. Vă mulțumim pentru înțelegere de care dați dovadă pe toată perioada lucrărilor și vă invităm duminică 21 iunie, începând cu ora 10, să vă bucurați de un nou parc și activități de agrement gratuite puse la dispoziție pentru dumneavoastră, au anunțat reprezentanții primăriei. Așadar, în Ovidiu se întâmplă lucruri, probabil că vom ajunge și noi constanțenii să batem drumul până în Ovidiu, să ne bucurăm și noi de realizări reale ale primarului de acolo, pentru că în Constanța, după cum bine știți, realizările sunt mai degrabă la nivel de poveste, ficțiune și praf în ochi. Dar, iată ABADL, prin directorul Bogdan Bola, pune în continuare ordine pe nisip. Iată, 7 firme au fost amendate de ABADL pentru că au construit ilegal pe plajă. Inspectorul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral au sancționat contravențional 7 operatori de plajă din Năvodari, Constanța și Vama Veche cu amenzi în valoare totală de 70.000 de lei. Nici nu contează cât de mari sau mici sunt amenziile, important este ca activitatea contravențională să înceteze și să vedem în sfârșit plajele așa cum se cuvine să fie, oferindu-și splendoarea naturală și nu mizeriile înființate de astfel de, așa zis, investitori, ca să scoată și ei un ban din bere, mă rog, din butoaie. Pentru construcții ilegale pe domeniul public al statului și nerespectarea măsurilor stabilite în urma controalelor, este și o întrebare care se impune cumva de la sine. Unde era ABADL până să vină acest nou director? Pentru că abuzurile astea au fost prezente în anii trecuți pe plajă, după cum bine știți, dragi constanțeni sau turiști care urmăriți emisiunea, vizitatorii Constanței, ai litoralului în general, jegul, mizeria, bubuiala de pe plajele românești este de neegalat. Dacă a pus să mergi la vecinii și frații bulgari sau în Grecia sau în Spania sau eu știu în alte țări civilizate, nu o să găsești bubuiala și mizeria prezente la noi pe plaje. De ce erau prezente? Pentru că ABADL nu-și făcea datoria. Acum își face datoria. Slavă lui Dumnezeu! Inspectorii Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanța din cadrul ABA Dobrogea Litoral au notificat 47 de operatori de plajă în vederea dezafectării construcțiilor ilegale amplasate pe plajele litoralului românesc, fiind vorba despre 35 de operatori de plajă de pe area Unității Administrative Teritoriale Năvodari, 11 din zona Constanța și un operator de plajă aflat în zona Limanu. Mulți dintre operatorii de plajă care au fost notificați au atacat în instanță documentul prin care erau înștiințați să demoleze construcțiile ilegale. Notificarea acestora s-a făcut în urma controalelor desfășurate în perioada 25-5-3-6-2020, care au avut ca scop identificarea construcțiilor ilegale amplasate pe sectoarele de plajă. Așadar, avem șansa ca anul acesta, în vara aceasta, să beneficiem de un litoral ceva mai curat și realmente mai primitor pentru cei care vor să se bucure de frumusețea mării. Dar mergem mai departe. Decizia guvernului privind reluarea oficierii slujbelor în interiorul bisericilor este una intens așteptată și integral justificată. Am citat aici, asta este reacția Patriarhiei Române. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe mai spun că este esențial să recuperăm constant, dar cu discernământ, de plină normalitate a vieții noastre sociale. Nu pot să nu fi de acord cu această afirmație de un bun simț și chiar de o banalitate extreme. Patriarhia Română transmite că, citez, a primit cu bucurie decizia intens așteptată și integral justificată a autorităților de a permite oficierea slujbelor religioase în interiorul bisericilor cu participarea credincioșilor în condițiile respectării unor reglementări limpezi și încă necesare. Ca și până acum, atenție la acest citat foarte simpatic, ca și până acum, Biserica Ortodoxă va respecta exemplar regulile de natură sanitară și le va reitera constant în recomandările pe care le va face credincioșilor săi. Dacă ar putea Patriarhia Română să facă acest gen de recomandări nu doar credincioșilor, ci și ierarhilor care se pare sunt atât de autonomi încât își permit orice gest, poate că ar fi chiar mai bine. Iar această respectare exemplară a regulilor de natură sanitară probabil că se aplică în general, dar nu și în particular, după cum bine știm noi constanțenii. Desigur că, deși par malițios, nu sunt malițios. Pur și simplu, asta este realitatea constanțeană, să spunem tomitană, ca să fim și mai aproape de adevăr și mai preciși. Și mergem mai departe.
Prefectul municipiului București a atacat în instanță hotărârea de Consiliu General prin care s-a decis desființarea depoului Victoria, iar cei 35.000 de metri pătrați de teren din spatele guvernului au fost dați Societății de Transport București ca majorare de capital pentru a-i valorifica. Societatea putea decide ce face cu terenul, respectiv putea încheia contracte de administrare, asociere în participațiune, un parteneriat public-privat. Un anunț prin care STB căuta parteneri pentru asocierea în vederea exploatării cu maximă eficiență a imobilului a fost deja postat pe site. Deoarece hotărârile de Consiliu General atacate de se suspendă de drept, Primăria Capitalei cere acum revocarea actului administrativ, motivând că nu mai poate finaliza alte majorări de capital potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General de pe 18 iunie. Aș spune deci că se oprește, cel puțin deocamdată, posibilitatea unei furăciuni zdravene. E vorba de un teren imens aflat în buricul târgului, desigur, o ocazie extraordinară de a se mai face niște investiții, de a se face niște asocieri public-privat, desigur, toate în folosul unor buzunare care probabil se știu foarte bine. Și mergem mai departe, trebuie să vă spun, dragii mei, că prelungirea stării de alertă a venit și cu un specific anume, nu se vor mai face achiziții directe. Principala suspiciune pe care am și exprimat-o în această emisiune de atâtea ori este că prelungirea stării de alertă se face și pentru că guvernul poate avea posibilitatea aceasta de a face achiziții directe, fără licitații, adică lipsite de transparență. Astăzi guvernul a spus că se prelungește starea de alertă, dar nu se vor mai face achiziții directe, ceea ce desigur ne arată buna intenție a guvernului și sperăm să și rămână așa. Oricum, deja au început să iasă și vom discuta despre asta. Au început să iasă la suprafață din ce în ce mai multe informații despre achiziții fabuloase făcute departe de ochii publici, evident, pentru că se făceau direct, dar, evident, mai departe pe banii cetățenilor. Achiziții fabuloase despre care nu știm cât sunt în continuare de justificate. Premierul britanic Boris Johnson a declarat astăzi că dorește ca cetățenii britanici să poată călători fără restricții în Spania și Franța cât de curând putem. Dar a apărat politica guvernului său de carantină pentru cei care intră în Marea Britanie, potrivit Reuters. Boris Johnson nu este neapărat cel mai coerent premier pe care îl putea avea Marea Britanie. Noi ne uităm la el, cum ne uităm și la Donald Trump, cu oarecare curiozitate. Ne bucurăm că nu sunt premierii noștri, bine, ne-am avut-o pe Viorica Dăncilă, dar ne bucurăm că nu sunt, că Boris Johnson nu este premierul României și totuși știm că nu suntem prea departe de Marea Britanie și că măsurile luate acolo deja afectează viețile atâtor români care fie nu se pot întoarce în Marea Britanie unde și-au parte din viață, afacerea sau locul de muncă sau pe cei care vor să vină în România să-și vadă eventual rudele pe care cine știe de când nu le-au mai văzut. Nu vrem să reimportăm boala tocmai în momentul în care o avem într-adevăr sub control în această țară, a spus Johnson, dar cu siguranță ne uităm la podurile aeriene și la modalitățile de a ne asigura că oamenii pot merge în vacanță în siguranță în cele din urmă. Cu puțin timp în urmă, Spania a spus că are în vedere impunerea carantinei turiștilor din Marea Britanie atunci când își va redeschide frontierele săptămâna viitoare, ca răspuns la mișcarea similară a britanicilor. De aici deja încep și luptele, cum li se mai spune, intestine, dar sperăm că ele se vor opri la un moment dat în folosul cetățenilor, așa cum credem și trebuie să acționeze în general statele, nu-i așa? Bun, dragii mei, ne apropiem de finalul acestei ediții a emisiunii În Centrul Atenției. A fost o ediție specială, am avut astăzi în emisiune un invitat, pe doamna profesor doctor universitar Andra Seceleanu de la Universitatea Andrei Șaguna din Constanța, pentru că spațiul universitar constanțean este prea puțin reprezentat. M-am gândit în spațiul media, în fața dumneavoastră, m-am gândit să invit din când în când pe cineva din zona universitară pentru a discuta, așa cum se cuvine, aplicat, coerent, convingător despre probleme actuale. Cred că și dumneavoastră aveți nevoie de discuții care să poată fi consistente și credibile, pentru că îmi imaginez mulți dintre noi deja ne-am săturat de prea multele hahalere și prea mulți păcălici, scuzați-mi expresiile, care fac legea pe ecrane în general. Cu speranța că ne-ați urmărit și astăzi cu deplină atenție, Bogdan Papacostea vă spune cele bune, seară frumoasă, urmăriți mai departe Dobrogea TV și nu uitați desigur de semn de carte. La revedere!